Generalul de brigadă Ion Burlui, șeful ISU Suceava, a fost înscris miercuri 30 septembrie în Cartea de Onoare a Valorilor Bucovinene de la instituția prefectului. Ion Burlui a fost recompensat și cu o diplomă de excelență pentru un parcurs deosebit pe linie profesională. Evenimentul a avut loc în deschiderea ședinței Colegiului Prefectural, unde prefectul de Suceava l-a felicitat pe șeful ISU Suceava pentru activitatea instituției pe care o conduce. La rândul său, generalul Burlui a afirmat că are emoții mai mari decât la intervențiile la care participă de mai bine de 35 de ani de când este pompier. Totodată, acesta a spus că împarte aprecierile cu colegii săi, oameni deosebiți cu care ISU a ajuns la acest nivel. Avem oameni deosebiți care lucrează aici. Nu întâmplător, pe frontispiciul instituției noastre scrie curaj și devotament. Când plecăm la o intervenție, ne gândim doar la oamenii pe care trebuie să-i ajutăm, nu la problemele noastre, a mai spus generalul.